Deci în partea a doua a emisiunii vom vorbi despre campania electorală, despre proiectele domnului președinte Prigoană, cel ce candidează în sectorul 3 al capitalei, va spune imediat colegiu, pentru postul de parlamentar deputat, dorind foarte multă lume ca dânsul să conducă Camera Deputaților pentru Mișcarea din Loc a lucrurilor. Și eu personal, eu, cetățeanul românul Florin Condurățeanu, sunt un om care îl prețuiesc extraordinar de mult pentru inteligență, simț românesc și omenie pe domnul prigoană, așa cum nu mă fie să o zic, pentru poziția românească și de uh, iubire de românie și de popor românesc îl prețuiesc foarte mult pe omul Băsescu și nu niciodată când a spus că la dâns în familie, spunea președintele Băsescu, tatăl fi militar, când era vorba de România și de imnul României, nu, 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 nu s-auzea musca de pioșenie față de valorile astea, iar când era pe imensitatea oceanelor, zilnic între Dumnezeu și puntea vaporului mare pe care îl conducea, era tricolorul. Eu astea, la felul meu de a fi românesc, nu pot să uit. Domnul Prigoan, haideți domne să zicem că lumea, eu vă spun, am o... Tangență cu foarte mulți români care ne sună că iubesc emisiunea noastră și vor o schimbare. Și s-a creat impresia și senzația în popor că frontul de tineret care face parte din PDL este pus pe niște schimbări spre binele României. Hai să vedem ce se întâmplă cu campania, cu, 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 cu pulsul țării și ce ar trebui făcut pentru că nu-ți vrem o ușoare. Nu-ți vrem ușoare deloc și pe de prin premierul ales de către partid am ieșit cu un program anticrisă. E singurul partid care a ieșit cu un proiect de program coerent și concret anticrisă. Eu am mai explicat de de ori că lumea acum, a, cred că a luat o rasnă. Nu vedem pădurea de copaci. Guvernul României, dacă chiar era un guvern de patrioți, putea să iau. O, Măsură imediată, să spună domnule Renault Dacia pitești nu se închide pe luna decembrie, trei săptămâni, oamenii nu-i trimitem acasă, îi păstrăm cu serviciile în regulă, facem o comandă noi, guvernul, la 10.000 de, 10 de mașini sau 5.000 de mașini, că trebuie dotată poliția. Negociau și prețul de data asta, că era o altă negociere de preț, nu mai costa 70.000 de euro o mașină, cum ar fi vrut Tăricianu și cu ministrul de internet, făceau un preț corect la Dacia de 3, 4, 5 mii de euro acolo, le ieșeau o sumă, încât oamenii aveau servicii în continuare. Și în felul ăsta, în această modalitate simplă, demonstrau și guvernanții că sunt patrioți și că dau de lucru poporului, nu acceptau cu seninătate și veneau să ne spună, domnule, criză mondială să închide Dacia. Păi nu e simplă chestia să închidă. Cu atât mai mult cu că dumneavoastră pe bună dreptate spuneați înainte de începerea emisiilor că în rețeaua de Dacia, cu piese de schimb, cu subansamble și cu tot, lucrează 150 de mii, de 150, de, 150 de, de mi da. cu familiile Deși lor e, sunt 600.000 de, de cetățeni care au de suferit. Nu e vorba numai de angajații care lucrează efectiv în întreprinderea Dacia, acolo 20.000 de, de angajați. E vorba de companiile care furnizează echipamente și materii prime pentru uh, asamblare. Uh, fabrici care fac uh, moto motoarele, cutiile de viteză... Uh, toate plasticărele din mașină, tot ce există, fabrica de becuri și așa mai departe, prin oprirea fabricii. De aceea se opresc și firmele alealte care spălângă. O grămadă de firme care în total au vreo 150.000 de angajați. Deci, e, o situație. care a 6 de mii de români în da, povestea da. Guvernul, între României, Guvernul României de trei săptămâni a Guvernul României s-a pus cu picioarele ca măgarul din spate s-a oprit, așa s-a blocat el dintr-un orgoliu că nu vrea să dea salele profesorilor. Și acum demonstrau că puteau să dea și salele profesorilor, pentru că și cu salele profesorilor și șmecherii, exact ca și cu handicapații. Păi, uh, 7.000 de profesori sunt profesori universitari din totalul profesorilor. Așa e, așa. marea masă a profesorilor sunt în licee, școlile elementare. Din ăștia, atenție mare, 30-40% nu sunt pe post, sunt suplinitori care nu intrau în lege. Adică mărirea salariului să făcea la cei titularizați pe post. 40% din ei nu primeau, deci efortul financiar era mult mai scăzut. Dar îndărătnicia lor demonstrează din nou că sunt vânduți puterilor străine. Păi vă dau un singur exemplu aici, că tot discutăm de criză, eu am început, că deja am început rău, cred că am început rău povestea. Domnul psd că PSD-ul știți că e un partid care vrea, e de stânga, a reușit să facă 10 corturi în vară, 10 corturi de data pe minerală la oameni pe caniculă, care au costat 3 milioane de euro. 10 corturi. 3 milioane de euro. Cortul de asta nenorocită, de, ați văzut, sunt niște chestii. O pânză. O pânză pusă acolo și niște apă minerală a costat 3 milioane de euro. Păi o fabrică de apă minerală cu totul, cap coadă costă un milion jumate. Cea mai al dracu, o fabrică. O salvare echipată cu totul costă, hai să zicem, vreo 80 de de euro. Una, 70 de de euro. Hai să zicem că putea să ia de 3 milioane de euro 10, 20 de salvări care le puneau la punctele respective, care, pe urmă, rămâneau un serviciu de dotare al, al salvării. Dar e o furăcine și o hoție pe față ce fac domnii de la PSD în și cu domnii de la PNL. Și e neregulă ce se întâmplă, pentru că i-am impresia că nu mai au onoare și Tăricianu, dacă dorea să nu aplice o lege a Parlamentului României, trebuie să-și dea demisia. Domnule, nu pot să aplic așa ceva, e o mizerie de lege. La revedere am plecat, dar nu s-a dus de acolo. Pentru că încă oamenii nu și-au terminat uh, pe ultima sută de metri aranjamentele, că acolo sunt niște de nu pleacă, că oamenii mi-au de făcut niște chestii, A prins de păi, bă, cum să plecăm până n-am terminat treaba? Că oamenii au treaba acolo. Și acum, după ce se va schimba guvernul, o să vedeți câte lucruri în regulă o să iasă la iveală, care noi nu le știm, pentru că ele sunt ținute în sertare de acolo, că nu există acces că degeaba există uh, legea accesului la informația publică că nici dracu nu are acces la, la dosarele de acolo cum domnul Vangel, a fost dat cu ciocul de instituții publice ale statului, s-a făcut plângeri de cetățeni în stânga și în dreapta și se întâmplă ceva pentru că toate zecile de dosare respective stau în sertare, pe la DNA, la procuratură, în stânga, în dreapta, blocate. Dar o femeie dacă a furat un braț de lemn a intrat patru ani la pușcărie, a luat copilul la o smurt din brațe, l-a dat la o nenorocită care l-a omorât. Da, Ca în România. Un da, handicapat da, da, da. primește Cazul 2 milioane de, de, de lei. da, îngrozit România. Un uh, handicapat primește 2 milioane de lei neindexabil niciodată, că în altă lege lui nu se indexează nimic. Poate să moară de-aia e handicapat, nu? Păcând ăștia să lăfă, e, domne milioane de euro furați. Milioane de euro. De exemplu, când s-a făcut referendumul uh, cu schimbarea președintelui, au fost doi primari pesediști Eu discut numai de primarii pesediști Onțanu și cu Vanghelie nu l-a costat, cu totul organizarea alegerilor vreo uh, 250.000 de ron, și pe l a costat 25 de milioane de ron. Adică pe Vanghel a costat vreo 10 milioane de euro alegerile, și pe l-a costat 100.000 de euro. Din același partid, același sectoare, în București, că nu erau unul în New York și unul. În București. Asta e diferența, asta fac oamenii. Cu documente în regulă, cu licitații publice. Că am scos povestea de pe licitații publice. Și am văzut aici că am rămas surprins. Mă, dacă nici ca dracu, nici nu se înțeleg între ei. Să zică, bă, noi psd o furăm. Hai să furăm toți. Uite că Onțanu n-a pus botul la furăciune. Și domn primar Onțanu l-a costat pe, la sectorul 2 la licitații publice 125.000, 145.000 de ron, asta a fost suma unde s-a jucat cu licitația și domnul uh, Vanghelie, pe aceeași temă, a și făcut o în două. Deci a făcut o în două. Una de 15 milioane de ron și încă una.